Portugalia se confruntă cu o criză complet neobișnuită. Între 55% și 64% dintre persoanele decedate în intervalul 2006 și 2015 nu s-au mai descompus, ci s-au mumificat complet sau parțial. Iar ceea ce este și mai bizar este că nimeni nu știe încă de ce se întâmplă asta. Cercetătorii portughezi au analizat deja mai multe monstre de sol pentru a identifica potențialii factori care pot duce la oprirea procesului de descompunere: contaminarea cu metale grele, aciditate, temperatură, umiditate, etc. Până în prezent nu au descoperit nimic care să indice o schimbare a valorilor normale. În mod natural, mumificarea naturală se petrece spontan, atunci când corpul este expus unor condiții speciale, cum ar fi cele din zonele deșertice sau din zona ghețare atunci când procesul de descompunere este pur și simplu blocat, dar astfel de condiții nu se regăsesc în Portugalia. O posibilă explicație care este verificată în acest moment este cea legată de alimentație, precum și de abuzul de alcool, medicamente și tutun. Până la aflarea unui răspuns, autoritățile portugheze le-au cerut oamenilor să opteze mai degrabă pentru incinerarea rudelor functe, decât pentru înhumarea lor, relatează mesajul .ro.